Au existat situații în care presiunea oxigenului a fost redusă la 93% pentru ca toți bolnavii să poată fi tratați până la înnoirea stocului. Au existat astfel de situații? Am să vă corectez. Nu așa se pune problema. Da, am avut momente foarte dificile în această perioadă în Institutul Marius Nasta, legate de administrarea oxigenului, pentru că de foarte multe ori, și mai ales în momentul în care pacienții din COVID au intrat în zona non-COVID cu sindrome post-COVID și mai mult de jumătate din ei erau și sunt și în acest moment sindrome post-COVID, consumul de oxigen a crescut extrem de mult în institut și atunci existând situația în care furnizorul nu a reușit din motive obiective să ajungă la o oră care nouă ne-ar fi creat confort, am considerat că este mai bine pentru siguranța pacientului să reducem presiunea de oxigen sau fluxul de oxigen la un nivel la care pacientul să aibă o saturație de 93%, saturație care nu aduce o afectare a stării pacientului, dar la nivelul sutelor de pacienți care sunt în institut și folosesc oxigen, se simte și a ajutat la optimizarea consumului astfel încât am reușit să depășim cu bine acel moment. Sunt astfel de momente și e important să le înțelegem cu toții, să le prevenim, să nu ajungem în situația în care rămânem fără oxigen, pentru că asta ar fi cu adevărat dramatic.